într-o ambianță mai răcoroasă, dar într-un cadru vizual extraordinar de cald. Începem Festivalul Cultural de la Dumbrăveni cu arta vizuală și apoi urmează să mergem să ne încălzim sufletul ascultând o vioară foarte celebră și doi muzicieni celebri. Aș vrea să deschid acest festival pe care îl organizăm împreună cu Primăria din Dumbrăveni și mulțumesc încă o dată doamnei primar pentru tot sprijinul pe care îl acordă în fiecare an. Împreună cu Uniunea Armenilor din România și anul ăsta avem norocul și fericirea să-l avem ca în alt patron al festivalului pe excelența sa ambasador Armeniei la București, domnul Armen Gasparian. O serie de invitați special pe care vom avea în aceste zile. L-am invitat anul ăsta, recunosc prin intermediul colegului meu de la Târgu Mureș, doctorul Bogdan Voicu, pe Mihai Nichita Burculeț, un pictor pe care îl știam doar din imaginele postate pe internet, însă care, într-adevăr, e încântător. I-am rugat pe doi distinși invitați de la Târgu Mureș, pe scriitorul Nicolae Băciuț, directorul Patrimoniului Cultural al județului Mureș și redactor șef al revistei Vatra Veche, și pe poetul Valentin Marica, senior editor la Radio Târgu Mureș, să facă prezentarea acestei galerii de artă. Vă rog. Distinsă doamnă primar, excelența voastră, onorată asistență, sigur că e destul de dificil să vorbești despre un autor pe care l-ai văzut cu o oră înainte pentru prima dată. Probabil că pe lista celor care ar fi trebuit să vorbească astăzi, noi nu eram. Poate că deconspir niște întârzieri administrative în felul acesta, dar mă onorează invitația de a vorbi despre autor și despre expoziție. Eu fiind un împătimit organizator de expoziții, de tabere, ba chiar tabere ciudate, pentru că am organizat în Salina Pride 5 ediții de tabere de pictură și sculptură în sare. Era prima inițiativă de acest gen din România, care a fascinat în așa măsură încât ne-am trezit cu CNN-ul curios să afle cum stă pictura pe pereți de sticlă și cum reușesc artiștii să fixeze culorile pe un suport pe care alții n-au mai încercat. A fost o reușită extraordinară și acum la Pride există un muzeu de artă contemporană în sare. Așadar, am pus și eu umărul ca să fie un pic mai sărată arta românească. Să o mai salvăm de atâtea aventuri și rătăciri, pentru că, în general, căutările în artă înseamnă și rătăciri. Am avut șansa mereu să întâlnesc artiști deosebiți, să descoper lumi pe care nu mi le imaginam că pot să-și găsească corespondent în culoare. Mai ales eu, prin darul lui Dumnezeu, mai și scriu și versuri. Și latinii ne-au spus la un moment dat ut pictura poesis, ca și pictura poezia, și atunci m-am regăsit întotdeauna în dialog cu arta plastică. Ca și de această dată, fiindcă artistul Nichita Burculeț este un artist care știe să convertească poezia în compozițiile și în universul cromatic al domniei sale. Pentru că ceea ce reușește în straniile personaje pe care le creează, în stările în care, uite, avem chiar în față un personaj gata să iasă din pictură, reușește să dea un alt fel de viață artei plastice.
poet german, Hölderlin, spunea că omul locuiește poetic, lumea aceasta. Probabil că dacă ar fi meditat puțin mai mult, ar fi spus că omul locuiește poetic și plastic lumea aceasta, fiindcă suntem dependenți de pictură și de poezie în tot ceea ce facem. Există o forță poetică extraordinară în pictura domnului Vurculeț și în același timp există foarte multă magie. Pentru că poezia din lucrările domniei sale își extinde plaja de manifestare în epic, în povestire. Multe dintre lucrări au chiar două planuri, un plan real și un plan fantastic, o proiecție a realului într-un imaginar la un alt nivel de rostire plastică. Uneori, și în stânga mă trage cu ochiul o lucrare, lumea e întoarsă pe dos în lucrările domniei sale. Dumneavoastră, așa, ne-ați deschis orizontul spre acea lucrare care mi se pare extraordinar de interesantă compozițional, iar artistul va și face dovada acestei lumii care, vedeți, are două capete. Nu se poate ca o astfel de lucrare să nu ți atragă atenția. Ar fi interesant un astfel de ciclu, până la urmă, acolo avem două cicluri de anotimpuri și fiecare își alege în funcție de anotimp poziția în care este lucrarea. Suma sumarum, atât peisajele de factură, am spus, mistico-fantastică, naturile statice, peisajele, dar în mod deosebit personajele lui Nechita Vurculeț fac dovada unei vocații artistice indiscutabile, fac proba unui talent dincolo de orice rezervă. Sigur că o astfel de întâlnire poate să aibă și relevanța unui epitet la care poate că recurgem uneori prea des. Dar eu consider că această întâlnire este admirabilă din punctul meu de vedere, pentru că publicația pe care o conduc, revista Vatra Veche, are un obicei, spun eu, bun. Fiecare număr este ilustrat cu lucrări ale unui autor. Următorul număr din revista Vatra Veche va găzdui cu onoare lucrările lui Nechita Vurculeț, chiar cu bucuria acestei întâlniri admirabile. Cu siguranță că fiecare dintre dumneavoastră va putea să-și traducă această lume a stărilor și sentimentelor în funcție de starea pe care o are fiecare în parte atunci când privește un tablou. Frumusețea unei lucrări derivă din această capacitate a privitorului de a putea să-și asume vibrația artei plastice în termenii metaforici sau epici, cum spuneam înainte, pe care a vrut să-i comunice autorul. Este Nechita Vurculeț un autor care comunică și care poate să intre în dialog cu fiecare dintre dumneavoastră. Nu e deloc puțin acest lucru și mă bucur că am putut să ne întâlnim aici ca să putem merge mai departe împreună. Îl felicit pe autor, îl felicit pe organizator, fiindcă aici intrăm într-o zonă a spovedaniei. Cândva doctorul Habor, când era coleg de liceu la Bistrița, apoi coleg de cenaclu, apoi coleg de revistă, fiindcă el era încă student la medicina din
Târgu Mureș, iar eu lucram deja la revista Vatra Veche, ca în cele din urmă să ne regăsim amândoi iubitori de artă. Și dr. Havor merită felicitările mele, în primul rând, dar cu siguranță și ale dumneavoastră, fiindcă, iată, reușește la Dumbrăveni să revigoreze nevoia noastră zilnică de artă. Fiindcă noi, chiar dacă facem uneori burtă, nu mai suntem de mult ceea ce mâncăm, suntem ceea ce privim, ceea ce citim, ceea ce simțim. Vă felicit, domnule Chitaș.